După ce în ultimele 6 luni s-au făcut eforturi supraomenești pentru ca activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Brăila să funcționeze măcar la cotele de avarie, salvarea a venit de la un medic de specialitate gălățean care s-a prezentat la concursul organizat de DGASPC Brăila. Asta după ce absolut toți doctorii din Brăila care ar fi putut face acest serviciu au refuzat pe motiv că salariul este prea mic. Activitatea Comisiei a fost blocată după ce președinta acesteia, doctorul Cristinel Andrei Cuț, a fost arestată vara trecută pentru fapte de corupție, mai precis pentru că lua șpagă de la pacienți. Am organizat concurs pentru ocuparea postului de medic, încercând contract în ziua de muncă pe care l-a dat doamna doctor Andrei Cuț. La concursul organizat s-a prezentat domnul doctor Beriș Ovidiu, care a fost președintele Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din Galați timp de 11 ani. Când lui s-a prezentat la concurs, a fost singurul candidat, a promovat practic examenul care s-a organizat, a diminuat un pic perioada de desfășurare a concursului, ne dorim să formuleze contestație, astfel încât să vă putem prezenta astăzi proiectul de hotărâre privind schimbarea componenței comisiei. Aș vrea să vă mulțumesc pentru primirea acordată, în al doilea rând să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și în al treilea rând chiar vreau să promit că nu voi dezamăgi. Lunar, aproximativ 600 de adulți cu handicap din Brăila au nevoie ca această comisie să le verifice dosarele și să le dea aprobări fie pentru a le fi plătite indemnizațiile sau a le fi decontate medicamente, fie pentru plata însoțitorilor sau pentru decontarea diverselor tratamente medicale și de recuperare pe care le urmează.